era necesar o reorientare a localității. Ceva ce să aducă un plus și economic și de imagine și din toate punctele de vedere. Am început cu puțin. Prima dată un bazin, o clădire, un teren de fotbal, un teren de tenis. Veneau aici părinții să facă tratament. Sare, nămol, care erau elementele de bază a acestei stațiuni ofertă, dar mi-am dat seama că tinerii erau cam în plus, să spunem așa, nu prea aveau nici măcar unde să facă baie. Și atunci am fost obligați să aducem facilități pentru copii. Am făcut râul Leneș pentru copii în următorul și un mic topogan. Mi-am dat seama că deja am început să se dubleze numărul de turiști. De la 70.000 în prima fază, automat a explodat la 130.000 de turiști. Au început privații în oraș, chiar în cartierul Figa, în sat, să se modernizeze. La fiecare casă o să vedeți o ofertă turistică, o băncuță, o masă, un șemineu, o mică pensiune. Multe elemente de aici o să le găsiți dispersat în locații extraordinare din lume. Noi le-am transpus la Băile Figa într-un concept sigur unitar să creeze și acea viziune plăcută. Am simțit că am luat exact segmentul care trebuie. Tinerii care vin să se cunoască, să se bronzeze, să nici nu dau seama exact care le este atracția, dar mă bucur că aleg Băile Figa.